Mă ridicați să stai aici. Dă geaca lui Vasile la mașină. Domnului să ne rugăm pentru
Dar acum slăbodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să dea lor fi spre moșterea neamului și toate cerurile către mântuire, pentru ca să li se trimită lor dragoste de sătrâiată pașnică, cinstită și viață neîntinată, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tune cazul, mânia primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să rugăm, Dumnezeu e cel veșnic care trebuie să se întâlnească prin unire și cu dragostea legătură întreruptă, cel ce-i binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și al tăi pe ei moștitori păcătuiții tale. Însuți binecuvintează și primite aceștia pocoțite pe dâns și spre tot lucrul bun. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă în Ața Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace cu Domnul! Să locuiește rugul Dumnezeu Marian cu roagă lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să locuiește rugul Dumnezeu Marian cu roagă lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să locuiește rugul Dumnezeu Marian cu roagă lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa, la dreapta. Să locuiești roaba iată, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să locuiești roaba iată, Andreea, locuiește Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoate de apă, ei descoperi să logodească pe Rebecca, însuți binecuvintează logoda lucrurile acestora, Marian și Andreea Georgian. Și întărește cuvântul ce și-au dat, unește pe ei cu Sfânta Unire și de la tine, că tot dintr-un început ai departe vorbătească și primească și de la tine se însuțește bărbatului femeie spre ajutor și spre tăinirea neamului omenesc. Însuți, dar stăpâne Dumnezeu nostru, cel ce-ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri ce aleși ai tăi din neam în neam, caută sprăcutul acesta Marian și proaba de aceasta Andreea Georgiana și întărește logoda lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul Tamarei, prin el părintele nostru ceresc s-a durat spre fiul cel risipitor când a zis: dați-ne-l în dreapta lui și noi nițelul cu cel gras, mă, când să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întrebat pe voi să mare roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat, celul s-a întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta rogurilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, stăpâne, binecuvintează această punere a inelor, de binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în urmă, Domnului, să ne rugăm.
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, pe Evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în prânsa Domnului să ne rugăm. Ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, pentru ca să li se dorească lor bucuria nașterii de prunci și puri și purtare fără de prihană în viață, pentru ca să li se dorească lor și nouă toate cele ce le către mântuire, Domnului să ne rugăm! Sfânta curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea nașilor și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru și robul tău acesta, Marian, pe roba ta aceasta, Andreea Georgia, și binecuvintează pe dânsii. Dă-l o roadă pântecelui, dobândire de prunci și buni, bună înțelegere sufletească și sufletească. Că înalți-i pe dânsii ca cedrii valului ca o pie odrăsnită. Dă-l o roadele pământului ca toată destularea vânt să sporească spre totul profund, și vine plăcuție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe de rede măsând împrejurul mesei lor. Și vine plăcând înaintea ta să strălucească ca lumitorii pe cer în tine, Domnul nostru, căruia să vine slava, puterea, cinstea și cinstea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lumea și vei și vei și Dumnezeu de cel Sfânt care din țări n-ai făcut pe om, știi, cu asta vei fi femeie. Și ai făcut-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie unul singur pe pământ. Însuși acum stăpâne într-o mâna ta de Sfântul Locaș și unește pe robul tău Marian, cu roaba ta Andreea, Georgiana, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeie, unește-i pe dânsii într-un gând încurunează într-un trup, dăruiește-le roadă pântecului în două mântire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slavul. Și bunurea și în veci, în veci noi. Amin. Secundor omului Dumnezeu, Mariană, cu roaba lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundor omului Dumnezeu, Mariană, cu roaba lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundă rogul lui Dumnezeu, Marian, cu roaba lui Dumnezeu, Andreea Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mâna dreaptă la șupra la bine. Așa, Marian, să fie bine. Secundă rogul lui Dumnezeu, rogul lui Dumnezeu, Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundă roaba lui Dumnezeu Andreea Georgiana, rogul lui Dumnezeu Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci veci noi. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, ne cununează-i pe ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor, să te mânești pe tine, femeie. Ceasul meu n-a venit încă.
ajungeau să facă ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care nu au câte 2 sau 3 vedere. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-au împărăsit, scoate și aduceți Domnului. Și au luat și când Domnul a gustat apa care se făcuse vin, și nu știa de unde este de să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a tot stăpânitor, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeul tău mare, la ta rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.